Retrăiesc cu bucurie amintirea lansării Producens Media în spațiul online și mărturisesc că de la bun început am fost impresionați de viziunea pe care ne-o împărtășea Cătălin cu privire la Producens. Fac aici referire la viziunea Producens de promovare a valorilor creștine în mod practic, după tiparul biblic, cât și promovarea educației academice, a școlii și a lecturii. Pe Cătălin l-am considerat și îl consider un om binecuvântat de Dumnezeu și pasionat la maxim de lucrare. Iar prin tot ce înseamnă Prodocens, a îndeplinit cu succes până acum această misiune. Și consider că România are nevoie în continuare de prezența Prodocens în mediul online. Acum, la această de aniversare, dorim să vă mulțumim pentru emisiunile de calitate furnizate până acum. Emisiuni care de cele mai multe ori răspund frământărilor noastre și ne motivează să ne păstrăm încrederea în Dumnezeu. Doresc ca toți cei implicați în proiectul Prodocens să fie binecuvântați de Dumnezeu din plin. Sunteți o încurajare pentru noi și îi mulțumim lui Dumnezeu că vă putem avea în casele noastre. La mulți ani, Prodocens!